Onorat Curte, rog să țineți cont de faptul că începând cu 11 februarie, Comisia Electorală Centrală anul curent, Comisia Electorală Centrală a împlinit 5 ani de mandat și la etapa actuală suntem în îndeplinirea mentenanței funcției de membri a Comisiei Electorale Centrale. Iertați. Deci, mandatul este de 5 ani, pe data de 11 februarie 2016 mandatul de iure acest de 5 ani a expirat, dar noi continuăm activitatea bazându-ne pe principiul constituțional de continuitatea activității puterii de stat până la confirmarea unui nou mandat. Și în acest temei noi am și aprobat deciziile care au fost aprobate și am înaintat demersul către Înalta Curte. Da, noi avem alegeri locale noi, o procedură de organizare a alegeri locale noi în două localități din Republica Moldova. Domnul Ciucă, noi vom menționa în decizia noastră, vom menționa detaliul ăsta la care v-ați referit și dumneavoastră, și anume că deoarece mandatul expirat, dar au loc anumite alegeri în baza legii și în baza principiului constituțional continuității, mandatul se extinde, deoarece nu poate exista vid legislativ. Nu este posibil să blocheze activitatea, inclusiv a Parlamentului, din cauza unor detalii de genul ăsta. Ca să aveți și dumneavoastră... De fapt, eu am vrut să vă întreb exact subiectul ăsta la mine, notat aici.